a început ascul scaunelor muzicale și după prima oprire a piesei s-au împrăștiat scaunele pe acolo, Raul era așezat, alte scaune erau dărâmate pentru că s-au grăbit băieții să prindă un loc, să nu iasă din joc. I-a și păcălit puțin asta, era o melodie care avea o secundă, două de pauză și de fapt nu a fost chiar o oprire acolo când băieții au dărâmat scaunele respective, s-a reluat jocul și primul băiat care a ieșit a fost Ionuț. Chiar spunea Sorin că ar vrea să îl lase pe el să câștige dacă ajung cei doi în finală, dar Ionuț este primul care părăsește acest joc. După care au continuat băieții să danseze și la a doua oprire am auzit că Raul și cred că Stelian s-au așezat pe același scaun și Raul îi spunea să se dea că el s-a așezat primul și că de ce împinge și apoi s-a oprit sunetul.